Puțin peste 38 de milioane de lei s-au repartizat celor 89 de primării din Vâlcea. Banii pot fi utilizați pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, cofinanțarea unor programe pentru modernizarea infrastructurii, precum și pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare ale primăriilor. Conducerea Consiliului Județean Vâlcea recunoaște că banii sunt insuficienți pentru a acoperi solicitările primăriilor. Aceste sume sunt sensibil mai mari alocate județului Vâlcea de către Guvernul României, sume sensibil mai mari decât anul trecut. Cu toate acestea, nu acoperă decât un necesar de 5,5% din totalul solicitat de către primării, total care depășește peste 6.500 de miliarde. Am făcut o repartiție echilibrată, o repartiție prin care să încercăm să intervenim și să ajutăm toate unitățile administrativ-teritoriale. Primăriile de orașe din Vâlcea au primit între 470 și 600 de mii de lei. Comunelor le-au fost repartizate sume cuprinse între 350 și 550 de mii de lei.